Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 7 și ultimul din acest al doilea sezon cu domnul profesor Ion Veionescu. Domnule profesor, bine ne-am regăsit, rămăsesem la eliminarea lui Celtic Glasgow din Cupa Cupelor 1980, iar în turul următor, sorții fac să întâlnim tot o echipă britanică pe West Ham United Londra, un adversar evident, mult peste Politehnica în acel moment. Mi-amintesc de Trevor Brooking, jucător de echipă națională în acel an pentru Anglia, care joacă împotriva României în preliminariile Mondialului Spaniol din 82 și marchează Brooking un gol celebru la Budapesta într-un Ungaria-Anglia, tot în acea grupă preliminară. Anglia pierde cu România în prima înfrângere din istoria Angliei cu tricolorii noștri în toamna 80 la București 1-2 cu Liță Dumitru de la Poli intrând pe finalul meciului în teren, gol Marcel Răducanu. A fost o toamnă fabuloasă pentru fotbalul românesc atunci. Poli așadar întâlnește pe West Ham, la care mai juca și tatăl viitorului mare internațional Lampard. Da. Frank Lampard, tatăl lui juca atunci pentru West Ham. Da. Este rar cazul când și tatăl și fiul joacă în echipa de performanță. Evident că iarăși nu aveam speranțe, însă cum i-am eliminat pe Celtic, speram că cine știe ce minune va fi. Jucăm de asemenea turul în deplasare la Londra. Din păcate, când s-a dat legătura radio, meciul n-a fost televizat, cum n-a fost nici cu Celtic în deplasare, a fost returul cu Celtic televizat. Când se dă legătura, au fost niște dificultăți tehnice la transmisia radio și legătura s-a dat, nu mai știu, prin minutul 30 sau așa ceva, când domnul Secoșan ne-a anunțat cu tristețe în glas că era deja 3-0 pentru West Ham. Ce se întâmplase? Înaintea meciului cu Celtic, noi le-am făcut un protocol specific românesc. Conducerea clubului de atunci, al Celticului, a fost invitată la... Să nu dați nume de hotel sau ceva. Nu, la Șag. La Șag. La Șag, într-un protocol extraordinar. Cu proțap, cu friptură, cu bere, cu vin, cu tot ce avea mai bun România atunci. Și i-a făcut pulbere. Încât Celticul a considerat că și acea primire spectaculoasă a contribuit la demotivarea echipei lor. Și în presa britanică a apărut avertismentul dat de conducerea Celticului. Ce interesant. West Ham-ului. Măi, nu vă duceți la banchetul pe care vi-l oferă înaintea meciului, că e periculos, că vă îmbată și vă aduce și țărâncuțe, și fetițe, și dansați, și beți, și mâncați, și a doua zi nu mai puteți juca. Dar nu veneau jucători, veneau conducătorii. Încât a apărut avertismentul în presă, încât West Ham-ul se pregătise atent pentru acel meci, inclusiv cu arbitrajul. Că a avut un arbitru deosebit de favorabil la Londra, care a început meciul, dacă nu mă înșel, cu două penaltiuri acordate repriza întâi echipei gazde. Unul, amândouă marcate sau numai unul, dar... Cred că unul a fost. Da. Dar ne-au descălțat repede și ne-au luat tare și un arbitraj exigent cu noi. Fiindcă a fost atenționat arbitru de conducerea engleză că suntem periculoși la acțiunile strategice față de ei. Încât calificarea s-a hotărât în primele 30-40 de minute. Și ne-am întors acasă bătuți bine, dar cu speranța că vom câștiga măcar acasă. O victorie de palmares. Că problema calificării la 4-0 nu s-a mai putut. La acel meci cu West Ham am văzut ce înseamnă un protocol înaintea meciului la echipele mai engleze. Înaintea meciului, toate soțiile de jucători își aduc în foaierul stadionului, un salon înalt, cu un bar, cu toate băuturile, și aduc cele mai fine platouri cu... Să nu dați nume de firme de asta. Nu, da. Nu. Mâncăruri, băuturi, da. Tot. Și o masă imensă, în care conducătorii, care sunt mulți acționari, vin și servesc la pauză, înainte, după. Și atunci am văzut ce înseamnă un
protocol și un meci de fotbal care nu e numai meci. Este și altceva înainte și după. Lucru pe care l-am revăzut mai târziu la noi, când domnul Iancu, la Timișoara, a reintrodus sau a introdus în toată Timișoara acest bufet dinaintea meciului și de după. Mai restrâns, cu meniu mai mic. Dar acolo a fost fastuos, a fost un meniu de revelion. Și la meciul de la Timișoara cu Estam, n-am mai ținut nici cu șagul, nici cu protocolul, nici cu fetițele, nici cu dansurile. Sau, nici cu arbitrajul. Da. Și au refuzat orice ofertă, orice invitație. Au mâncat singuri la Continental. Nu, nu, nu mai dați nume de... Îmi cer la, iertare mâncat, față de, singur, de CNA. La mesele lor, da. Și-au plătit totul singur, n-au acceptat nimic. Cu un arbitru, din nou, foarte exigent cu noi, poate tot italian, sau italian precis, poate alaltă n-a fost italian, cu un penalti care ni l-a refuzat în minutul 20 ceva, asupra lui Kotek, și n-am mai putut să câștigă meciul decât în final 1-0 a marcat Păltinișanu. Evident, Păltinișanu, care marcase și în finala cupei și cu Celtic, da, golul calificat. A fost un meci câștigat împotriva unei echipe britanice. O victorie de palmares. De palmares, frumoasă totuși. Rămâne și asta înscrise în palmaresul clubului. Da. Și cu aceste două meciuri, Celtic și West Ham, Poli a intrat definitiv în Europa. Poli, așa este. Poli a intrat în fotbalul continental. Printr-o victorie, printr-o calificare, printr-o înfrângere onorabilă, zic eu, cu două echipe engleze, cu nu cu orice echipe. Da. În toamna anului viitor, 1981, cred că în toamnă, ați plecat de la Poli, practic se încheiase un ciclu, un nou ciclu în istoria clubului. Da, încheiasem ciclul, eu îmi încheiasem ciclul. Începuse deja un schimb de generații. Încheiasem generația de 10 ani pe care o anunțasem în 74. 73. Cu jucătorii pe care îi adusesem. Da. Unii expiraseră ca vârstă, pe alții am eliminat, începuseră să vină alții, se schimbase conducerea. Simțeam că eu nu mai sunt în pielea mea, în nou cadru, și am demisionat după un eșec aici, la Timișoara, tot într-un meci de cupă, 81 toamna. Dar înainte de asta jucăm încă o finală de cupă, a doua consecutivă în 81 contra Marii Craiove, din păcate 0-6. A fost atunci, bine, diferența de valoare era uriașă. Craiova va juca în sezonul următor, 81-82, sferturi în Cupa Campionilor cu Bayern München, cu Rummenigge, Breitner, și face 1-1 la München în deplasare. Sigur că e eliminată. Da. Avusesem o generație asta de 74 de jucători valoroși, se terminase încă de pe atunci, în finala cu Craiova. Aveau toți 30 ceva de ani, plictisiți și de fotbal, într-un fel, și poate saturați și de prezența mea la echipă. Au jucat demotivat finala de pe Republicii și aceea și am pierdut cu 6-0. Au jucat demotivat finala Cupei României? Dar nu se motivase. Au jucat, aș putea spune, într-un fel neglijent, să nu spun mai rău, acea finală cu Craiova. Și echipa Craiova era foarte. Sigur, Balac, Ștefănescu, Lung, Cămătanu, da, Țiclianu... A doua finală consecutivă. Da, da, da. Și avea să joace încă o finală. Tot în 83 cu Poli. 83, de asta dată 2-1 pentru Craiova, an în care Poli retrogradează după 10 ani neîntrerupți. Începusem tot eu calificările, eliminasem nu știu pe cine, pe Hunedoara, pe Corvinu, la Arad, și îmi dedusem demisia, nu știu câta demisie, și venise după mine, Ciobănescu în conducere. Nu știu. Ciobănescu, conducător de club, pus pe de domnul Pacoste. De prin secretarul de atunci. Și de Ambrosio Cornel Pacoste. Da. Da. Da, dar înainte de asta, deci plecați de la echipă în 81, vă dați demisia.
Se încheie practic un ciclu și dumneavoastră atunci, nu mai știu, mergeți, cred că la CFR Timișoara. Din nou la CFR, al doilea stagiu la CFR, mai nesemnificativ. Chiar mi-amintesc că un meci, eram în tribună, eram copil și l-ați scos de pe teren pe Tavi Roșca și n-a vrut să iasă. Mi-amintesc faza asta. Eu, echipa a fost, nu mi-amintesc prea multe nume decât dacă îi recitesc pe cei din 81, dar n-a fost o generație importantă, semnificativă. Deși mă străduisem și atunci. Cincu, și... Hergane, mi-amintesc, da, nu? Da, da, da. Corect. Stănescu. Stănescu, da. Da. Zvierhovski în poartă? Sau poate. Era și Batorii deja de la Poli? Zvierhovski l-a fost și la Timișoara, nu știu când. La Poli. Batorii poate, da, Batorii, da. Da. Mă rog, o echipă și CFR-ul decăzuse ca... ca instituție fotbalistică, dar și ca instituție ca importanță comercială, să-i spun așa. De pe atunci începuse declinul. Oricum, îmi încheiasem și eu un ciclu, simțeam că în 81 trebuia să mă opresc puțin, găfăiam după și începusem în 72-73 o campanie non-stop de fotbal. Simțeam că trebuie să mă opresc și am făcut un an de repaus după acea finală. Apoi reveniți la Poli, în 82. Cred că după Cici Manolache. După Manolache, după 9 etape, iau pe ultimul loc. Da. Și, și eu știu, nejustificat m-am angajat să salvez echipa. N-am reușit. Și înaintea finalului de campionat, ați plecat. Am plecat. A venit Imi Dembrovski, joacă Poli finala cupei, am vorbit 1-2 cu Universitatea Craiova, chiar în sezonul în care Craiova deja jucase semifinală în Cupa UEFA cu Benfica, prima echipă din România în semifinalele cupelor europene. Da. La Poli apăruseră mulți jucători noi, mi-amintesc de Iosif Rotariu, care va deveni celebru, de Remus Teop, de Petrescu, de Iancu. Pe care de... i-a dusesem în 80, pe frații Rotariu, i-a dusesem de la Tulcea și pe Steop. Încă din 80, erau și la 70. La Tulcea erau un stadiu militar. La stadiu militar făceau acolo. Da. Pe Roti îl văzuse la Moldova Nouă jucând odată, pe el și pe fratesul. I-am remarcat, i-am adus la Timișoara, au jucat la juniori, le-am asigurat condiții de dezvoltare, dar i-a luat la Amata. I-am readus în 80 cu gândul să-i redezvolt la Timișoara. I-am promovat și pe Rotaru, cel mic, cel talentat, unul din doi. Ăsta. Bine, ei sunt gemeni, da. Rotariu, care a ajuns fotbalist. Iosif. Iosif. Și Petrescu și încă câțiva. Da. Peter Lehmann a venit. Da. Se schimbase echipa foarte, foarte mult. Și din păcate pentru Poli va urma o sarabandă de retrogradări, repromovări, de aici rapide. Începe degringolada, așa este. Și dumneavoastră alegeți să mergeți la Aurul Brad în 83. 83, fiindcă... În divizia B, o echipă tare a diviziei B pe atunci. O echipă importantă care făcea jocuri în divizia B. O echipă strateg. Nu vrea să câștige, nu vrea să retrogradeze, dar vrea să fie acolo. Și am zis să ies puțin din ambianța orașului. Era bine să mă reînnoiesc. Și mi-am luat o delegație de la Timișoara, aveam și normă la universitate, țineam și orele aici, mă dusesem și la Brad într-un fel de navetă și mă simțit bine la Brad într-un oraș liniștit, calm, care m-a primit bine și simțeam o atmosferă nouă de munte, de liniște, de relaxare, de fără miză a fotbalului. Și mi-a plăcut foarte mult la Brad. Da, se spune că pe atunci divizia B, unde era Aurul Brad, însemna 3 serii a câte 18 echipe, însă să nu vă gândiți că era o diluare valorică, dimpotrivă erau echipe extraordinar de bune, de bine organizate, cu jucători foarte, foarte buni. Fotbalul românesc era la cote cu totul superioare față de penuria valorică din ziua de azi. Da, domnule profesor, suntem pe finalul acestui sezon, iată, am ajuns abia la 1984, când veți pleca de la Aurul Brad.
și veți ajunge la Corvinul Hunedoara, dacă nu mă înșel, în 85, dar asta rămâne pentru că e un capitol absolut esențial, da. Rămâne pentru sezonul următor, da. Când ne vom reîntâlni și vom discuta, pentru că veți duce acolo mai departe munca lui Mircea Lucescu, o veți duce la cote foarte bune, pentru că, nu știu, mă tot repet, învingeți chiar Steaua în sezonul în care Steaua cucerește Cupa Campionilor Europeni. A fost un 2-1, dacă nu mă înșel, sau 3-1 la Hunedoara în primăvara 86. O victorie extraordinară ați avut acolo la Corvinu, deși nu mai erau Rednic, Andone, ei plecaseră încă din 83 la Dinamo. Însă era Klein, era Gabor, era Mateuț, o echipă trăznet. Domnule profesor, ne vom revedea cu siguranță. Vă mulțumesc tare mult pentru acest maraton. Mă bucur și n-am mai apucat să povestesc și despre cartea pe care am lansat-o la finalul anului trecut și este înțesată cu citate din numeroasele dumneavoastră articole scrise în principal pentru Regele Fotbal, revista pe care am înființat-o. Sper că, eu știu, peste un an, doi, să apară o nouă ediție a acestei cărți, mult îmbunătățită și în aceleași culori. Păi în aceleași culori, desigur că în aceleași culori. Dacă dumneavoastră doriți să adăugați ceva pe finalul acestui serial. Pentru mine serialul este singurul document înregistrat care îmi rămâne din carieră. Începusem să-mi uit trecutul și cine își uită trecutul are parte de un viitor dubios. Eu început să-l uit și fiindcă mi-l reactualizez prin serialul acesta, sper să am și un viitor mai suportabil, chiar în condițiile tranziției. La revedere! Mulțumesc mult, domnule profesor Ion Veionescu, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și soției și fiului care se află peste mări și țări de mulți ani și care va putea vedea aceste și vede aceste emisiuni grație internetului. Stimați telespectatori, ne revedem luni la Tribuna Polisportivă, ne revedem miercurea viitoare la Istoria Fotbalului, dar nu în cele din urmă, zi de zi ne revedem la Jurnalul de Știri sau ne reauzim la Jurnalul de Știri Sportive din cadrul telejurnalului sau cum să-i zic, jurnalului, sunt și eu puțin obosit, jurnalului Teleuniversitatea. Să ne revedem cu bine și să sperăm că vom avea încă ani de liniște și pace pe acest pământ.